secolul trecut și că astăzi un asemenea puteri n-ar mai avea la valabilitate și n-ar mai fi actual. Atunci, toate cuvintele mele ar fi de Hristos, ar fi inutile. V-aș vorbi despre ceva de dus, despre ceva de păcii de care am scăpat în sfârșit, ceva care nu m-a mai apărea. Dar, de fapt, portretul acesta al Mântuitorului este o posibilitate pe care ne inspir și dacă cadrul juridic din țara aceasta merge pe frugașul pe care nu suntem noi lintuim, atunci vom avea din nou de a face în carne și oase cu prigonitorul. Cum arată prigonitorul din punct de vedere strict abstract? Vorbesc aici de ideologie, de etnie, de vârstă sau de alte categorisiri temporale. Prigonitorul înseamnă persecutor. Persecutorul, etimologic vorbind, este unul care pășește pe urmărea ceva. Un cercetător care studiază autor este un persecutor pentru că merge pe urmele acelui autor. Deosebirea dintre un exeget și un persecutor propus este că persecutorul merge pe urmele cuiva pe care vrea să-l condamne, să-l stigmatizeze și să-l facă rău. Persecutorul este urmăritorul nedrept. Persecutorul este cel care vrea să-și preschimbe victima într-un condamnat obligator. Și pentru asta trebuie să inventeze și să găsească motive care apoi să îndreptățească moral și legal să facă actul de persecuție. Persecutorul este un om care tot timpul vorbește numele legii. El are legea de partea lui. Pe cât este de legal, pe atât el este de ilegitim. Legitimitatea unei ființe nu este dată de cadrul legal, ci de cutumă și de relația cu anumită organicitate a unei comunități. Sunt legitim în măsura în care mă simt o parte dintr-un întreg, din întregul neamului meu și vorbesc în numele acelui întreg. Legitimitatea aceasta ține de istorie, de tradiție, de obicei, ține de instinct, adică de organicitate. Această legitimitate nu are nevoie de legi ca să fie îndreptățită. Eu nu am nevoie de legi ca să o justific. Ei, prigonitorul, neavând legitimitate, pentru că nu se simte parte intimă dintr-un întreg al neamului, vine cu legi care strâng, care împiedică tocmai legitimitatea celor pe care îi urmărește. Prigonitorul tot timpul este legal. La Iud, cei care au condus penitenciar și care au omorât sute, poate mii de oameni, au avut o lege de partea lor. Ei erau legali și cu toate acestea erau profund ilegitimi. În schimb, prigoniții erau victimele legitime care aveau dreptatea de partea lor. Prigonitorul tot timpul vorbește numele democrației. Este refrenul pe care îl știm încă de la Marx încoace. Aristocrația trebuie distrusă, monarhia trebuie anihilată, trebuie să apară democrația. Etimologic, democrația înseamnă puterea poporului. Niciodată să nu cădem în capcana acestui cuvânt gol. Democrația nu a existat niciodată și nu va exista vreodată. Democrația înseamnă puterea plebei, puterea mulțimii. Istoria nu e făcută de mulțimi și de masă. Masele nu au niciodată putere. Puterea tot timpul este focalizată în anumite mâini și în anumite grupuri dominante. Dacă nu există democrație, atunci în ce o rânduire Dumnezeu le trăim? Trăim într-un stat de drept care este precar, cu anumite lacune, dar el există, dar în spatele acestui stat de drept există democrație, există plutocrație de tip oligarhic. Plutocrația înseamnă puterea banului. Banul este concentrat în câteva mâini, adică este oligarhic. Acesta este regimul nu în România, ci în toată lumea. Trăim pe o planetă guvernată de o plutocrație oligarhică. Cine invocă democrație este un demagog. Prigonitorii tot timpul vorbesc în numele democrației. Gheorghe Crăciun, directorul penitenciarului de la Iud, cu siguranță că se considera un democrat. Un democrat care lupta împotriva
retardaților mistici, credincioși, închiși la aiut. Cum mai este prigonitorul? Prigonitorul, pentru a-și stigmatiza pe cei prigoniți, știe să se lamenteze. Lamentația este una din marile talente actoricești și istionice ale prigonitorului. El tot timpul se dă pe sine drept victimă, pentru ca în felul acesta să justifice actul de agresiune. Întotdeauna prigonitorul se consideră el cel din tâi agresat, pentru ca în felul acesta să-și îndreptățească represiunea care va urma. Astăzi vedem cazuri de oameni lamentându-se, pentru ca în felul acesta să aibă motive să reprime valorile pe care pe mulți dintre mine anima. Atunci când vrei să tărâm statuia lui Mircea Lucărescu, invocând o lege în tribunal din 1947, tribunal comunist, învinuindu-l pe Mircea Lucărescu că este criminal de război, în felul acesta vorbește numele legii, vorbește numele democrației și în același timp te lamentezi că țara asta, în asemenea, o mare parte de statuie. Când îi retragi lui Valeriu Gafencu cu statutul de cetățean de onoare al orașului Târgu Bogna, acționezi în numele legii, în numele democrației și, în același timp, te lamentezi că, în asemenea, oamenii nu se poate bucura de prețuirea românilor. Și sunt atâtea și atâtea cazuri. Când am venit aici, am trecut pe lângă Galtiu și vorbeam cu Marcel Petrișor că nu se adresă să vedem casa și moara unde a stat ascuns 21 de ani Ion Gabriel Goran. Un alt caz de prigonit, de persecutat post-mortem, despre care nu pot vorbi oficial peste tot. Iar cei care îl prigonesc, cei care îl prigonesc în memoria, o fac tot în numele legii, tot în numele democrației, lamentându-se că o asemenea figură pretins sinistră se bucură de prigonirea noastră. Prigonitorul tot timpul face liste negre. Aceste liste negre sunt rapide. Ele au valabilitate pe decenii. Ele sunt trecute din generație în generație, pentru că prigonitorii au o tradiție la care țin și numele căreia luptă împotriva tradiției noastre. Și ultima trăsătură a prigonitorului, prigonitorul prin legile pe care ți le dă, te împiedică să te recunoști ca dușman. Nu ai voie să-ți declari față de antipatia. Nu ai voie să-l arăți și să recunoști și să-l numești dușman. Pentru că intri sub incidența unor articole de lege și o pățești. Așa, prigonitorul acesta, așa cum ți l-am descris, nu este o imagine vetustă, arhaică, ținând de perioada cruntă a represiunii comuniste. Prigonitorul acesta poate să apară. Dacă, vă spuneam, cadrul juridic din țara asta se îndreaptă pe făgașul pe care foarte mulți dintre noi îl intuim. Domnul comisar Florin Șinca spunea că să ne bucurăm că încă nu este cenzură. S-a bucurat ca cenzura aceasta să apară. Acesta este portretul prigonitorului. Rămâne anul următor, următoarele decenii, să vedem dacă vor apărea persoane purtând aceste trăsături. Mulțumesc!